Ne-am despărțit de un an complicat și intrăm într-unul complex. Așa este descris 2021 în analizele trendsetterilor și publicațiilor iconice de business. Financial Times, The Economist și Bloomberg Business Week. Nimeni nu riscă însă predicții la milimetru, lumea întreagă fiind conștientă că analizele ecuației complexe depind de variabilele pe care le luăm în calcul și mai ales de fluctuația lor. Este clar că de succesul campaniei de vaccinare la nivel global și implicit de ținerea într-o lesă cât mai scurtă a pandemiei să nu mai muște din statistici și din moralul colectiv depinde trendul afacerilor mondiale. România nu face excepție de la nicio cifră, este în marja pesimismului european referitor la evoluția economică, indicele inflației este în ținta propusă, temerile mari vin de la deficitul de concurent și păstrarea forței de muncă, destabilizată și diminuată de work from home. Cealaltă față a monedei este însă una optimistă pentru că munca de acasă a crescut importanța acestui cuvânt, acasă. Oamenii se raportează noi realități pe care nu și-o doresc a fi noua normalitate. Trebuie să facă față provocărilor legate de spațiu, funcționalitate și conectivitate. Bună seara, sunt Andrei Cristea, bine v-am regăsit la Legile Afacerilor Profit TV. Într-un nou și sper excelent an 2021, pe care vi-l doresc liniștit, calm și mai ales traversat de optimism. Marea câștigătoare a pandemiei este nișa de real estate, care a turat motoarele la maxim. Nu a oprit nici șantierele în starea de urgență, asumându-și riscurile și nici proiectele și finanțările după lockdown. Chiar și așa, să faci din 2020 cel mai bun an al unui business este o rară avis. O companie imobiliară din România și nu din București a reușit. Ba mai mult, în afară de dublarea 100% creșterea profiturilor față de 2019, pregătește atragerea unei finanțări de 3 milioane de euro printr-un plasament privat de obligațiuni. Dobânda este 9%, puțin sub yield-ul zicese mediu al pieței de 10%, dar stabilă și predictibilă. Despre toate acestea cu omul care a făcut posibilă ascensiunea Qualys, Dragoș Țigău, alături de Diana Zuican, Project Manager Investing in Property. Scuze pentru impolitețe, doamna Zuican, dar o să încep cu domnul Țigău în calitatea sa de invitat, care a și bătut un drum lung să fie prezent la Legile Afacerilor și mulțumesc pe această cale. Bună seara, mă rog, bine v-am găsit. De la Brașov n-ar trebui să fie atât de lung. N-a fost foarte lung. Dacă am avea și autostradă la un moment dat, n-ar fi și mai scurt. Dar cu siguranță vom avea. Domnule Dragoș Țigău, General Manager Qualys Properties S.A., cum ați făcut să răsturnați toate statisticile într-un 2020 greu de prezis? Nu cred că deținem noi o cheia succesului. Însă, ce pot să vă spun este că am făcut lucrurile exact așa cum trebuie făcute. Am muncit, n-am oprit șantierele, pentru noi a fost cel mai bun an. Acum trebuie să spun și faptul că suntem totuși un dezvoltator tânăr pe piața imobiliară. Noi ne-am început activitatea în 2017. Cu toate acestea, anul 2020 a fost cel mai bun an al nostru de până acum. Anul în care am dus la maxim proiectul pe care îl desfășurăm în momentul de față. Lucrăm la mai multe blocuri în același timp, șantierul a mers la maxim, astfel încât și rezultatele au fost pe măsură. Din punct de vedere al vânzărilor, nu am avut niciun fel de problemă. Trebuie să recunosc că a fost și pentru noi o surpriză. Dar cred că mai degrabă a fost o încununare a muncii de până acum, din anii trecuți. Apropo de blocuri, chiar mă uitam astăzi cu colega mea pe site-ul dumneavoastră și am văzut că blocurile 1-5 sunt sold out. Mai aveți 6-7 care se dau în folosință abia peste un an și jumătate. Da, este vorba de un alt proiect pe care îl vom demara. Noi am început în 2017 cu un prim proiect de 5 blocuri. Care sunt, evident, sunt sold out, lumea s-a mutat, este totul în regulă. Acolo vom continua cu extinderea acelui proiect. Vom începe anul acesta, în primăvară, suntem în faza de autorizare. Până în momentul de față am făcut rezervări, urmând ca în momentul autorizării să începem și la începutul șantierului, să începem și faza de vânzare. Exact, da. Între timp, noi lucrăm la celălalt proiect al nostru, Qualys 2, situat într-o zonă, zic eu, în plină dezvoltare. Vorbim de zona Tractorul din Brașov. Da. Probabil pentru cei care locuiesc în zonă sau cei care cunosc zona, știu că acolo a fost o platformă industrială care, cu ajutorul atât al autorităților cât și al unor mari dezvoltatori, practic acolo s-a făcut o regenerare.
urbană, uh-huh. care a inclus o zonă comercială și evident că acolo s-a dezvoltat și o zonă rezidențială. Noi acolo dezvoltăm proiectul Qualis 2, format din 5 blocuri, în total de 300 de apartamente. Iar până în momentul de față, proiectul este vândut în proporție de 90% și construit în proporție de 80-85%. Ăsta a fost succesul nostru pe anul trecut. Faptul că șantierul de la Qualis 2 a funcționat la capacitate maximă. Și din punct de vedere al vânzărilor și din punct de vedere al construcției. Ați întâmpinat provocări la dezvoltarea proiectelor rezidențiale încă de la început, de când, în 2017? Evident că întâmpinăm probleme, nu neapărat, sunt provocări, nu le-aș numi probleme, pentru că până la un punct fiecare dezvoltator imobiliar are o serie de provocări. De la momentul alegerii terenului, care este o decizie foarte importantă, atât din punct de vedere al locației, cât și al infrastructurii, cât probabil, și al infrastructurii, da. Cât și al mediului și al contextului în care se va desfășura acel proiect, urmând faza de autorizare, urmând faza de marketare și de scoatere în piața acelui proiect și apoi faza de vânzare. Până la acest punct, cred că toți dezvoltatorii imobiliari, indiferent de dimensiunea lor, au întâmpinat aceleași provocări. Ce provocări am întâmpinat noi mai mult decât ceilalți, fiind un dezvoltator tânăr și la început, am avut și lipsa unui background și a unui backup și a unei baze de clienți de la care să pornim. Asta s-a întâmplat la Qualis 1. La Qualis 2, proiectul de care vorbim, am reparat o parte din aceste situații, pentru că deja aveam o bază de clienți, deja aveam un nume, oamenii ne-au cunoscut, au știut ce am făcut. Iar e un aspect foarte important în domeniul în real estate, în imobiliar și în rezidențial în special. Cuvântul încredere este foarte important, pentru că din moment ce un potențial client are încredere în tine și vede că ai dezvoltat ceva, ai ce să-i arăți, deja o mare parte din întrebările lui au deja răspunsul. Mai e și faptul că, practic, în rezidențial, clientul vă finanțează, să zic așa, pentru că la birouri și la logistică, e clar, sunt proiecte bancabile, nu faci decât cu banca, vorbim de alte sume. Exact. Pe când în rezidențial, clientul, practic, vă finanțează. Adică încrederea, trust-ul de care vorbeați, e important pentru că e motorul. Este important. Este un avantaj faptul că, practic, în piața rezidențială, creditarea se face o parte și de la, și de la client, dar pe de altă parte este foarte important, pentru că dacă nu se respectă acea încredere, automat numele dezvoltatorului și numele proiectului nu mai are aceeași anvergură. Nu este cazul la noi, oamenii au fost foarte mulțumiți de proiectele pe care le-am făcut până acum, și pentru că noi avem două aturi, să spun. Noi mizăm foarte mult pe faptul că ceea ce arătăm clientului într-o randare, într-o poză sau într-un proiect sau într-o schiță tehnică, exact aia se livrează. Și mai mult decât atât, într-o piață imobiliară rezidențială destul de fragmentată, termenul de livrare este un aspect foarte important și noi ținem foarte mult la acest aspect. Tocmai de aceea, indiferent de situație, acum ținând cont și de anul trecut și situația actuală cu pandemia, evident că respectând toate măsurile și normele în vigoare, am punctat mult la impresia. Exact, la impresia, la impresia artistică, cum se spune. Pentru că practic acolo se face diferența. Așa. Și oamenii au văzut, ca să vă dau așa un exemplu, oamenii treceau și fiind o zonă foarte aglomerată acolo. Așa. Oamenii treceau și întrebau ce am văzut că lucrați, am văzut că ați lucrat. Și asta înseamnă că e bine. Da. Și asta s-a transformat în rezultate financiare foarte bune pentru noi. Eu vorbeam cu colega mea înainte să venim la Brașov și să vă cunoaștem personal și pe dumneavoastră și proiectul. Ne uitam pe site și pe randări și chiar ziceam, bă, ok, astea-s randările, mamă, deci o să mergem acolo și o să vedem că diferă. Și în momentul în care l-am văzut de la depărtare proiectul, ne-am dat seama că este fix randarea. Adică asta cel puțin... Să vă spun acum și secretul, că trebuie să fie și un secret în spate. Noi suntem o echipă tânără, suntem ambițioși, cu viziune, și când spun echipă tânără mă refer inclusiv la arhitectul acestui proiect, la George Urzan,
care chiar dacă de uneori ne dă bătăi de cap, trebuie să recunosc că o mare parte din merit îi aparține. Și de ce spun asta? Pentru că proiectele noastre, în fiecare proiect pe care îl facem la Qualys, vrem să aducem ceva nou. Da? Pornind de la faptul că practic decizia de a cumpăra un apartament nu este o decizie ușoară. Pentru unele persoane este o decizie pe care o fac o dată în viață. De cele mai multe ori, un dezvoltator se rezumă doar la cum arată un apartament în interior, fără să pună accent pe spațiile comune, fără să pună accent pe detalii de la spații comune. Și aici am venit noi și am făcut, diferența, zic eu. Ca să vă dau un mic exemplu, la proiectul Qualys 2 pe care îl dezvoltăm acum, avem o pistă de alergare la nivelul etajului 1, care unește toate cele 5 blocuri. O idee inedită, care la prima oară când am auzit-o ni s-a părut ușor ciudată. S-au mai făcut pe acoperiș. În București, da, în București este un proiect. Da. Exact, da. Dar ulterior ne-am dat seama că e ceva nou și că e ceva care poate aduce o plus valoare. Clar. Până la urmă, diferența într-un business între mai mulți concurenți o face cel care aduce plus valoare. Și noi asta încercăm să aducem la fiecare proiect. Și ca să vă răspund la întrebarea legată de calitatea construcției și a arhitecturii, încercăm să folosim întotdeauna cele mai bune materiale, dar totuși să fim într-un cost și ca să putem obține un preț de vânzare cât mai aproape de ceea ce își permite clientul. Pentru că să nu uităm că totuși trăim într-un mediu economic unde prețul este de cele mai multe ori cel care decide dacă se alege o anumită locație sau alta. Da, dar pe de altă parte, ceea ce construiți, fiind vizibil că e premium și se vede de la intrare, ca să zic așa, e clar că nu prețul, adică aveți și foarte mulți clienți care nu se uită doar la preț. E clar că e premium și atunci premiumul nu poate să fie cel mai bun preț din Brașov. De altă parte, calitatea rondul primordială. Exact. În momentul în care un client vine și vede exact ce am construit și vede exact cum va arăta apartamentul pe care îl va achiziționa, deja condiția prețului este în plan secund. Da. Din punctul acesta de vedere nu am avut o problemă. Care sunt planurile cu Qualys pentru acest an? Planurile sunt foarte mari, sunt ambițioase. Qualys 2, am înțeles. Da. Atragerea de obligațiune, aici mie mi se pare o să vă povestesc, creativ. O să vă povestesc imediat și despre aceasta. Din punct de vedere al ansamblurilor pe care le vom dezvolta, pentru anul acesta avem în plan startarea unui nou proiect, cum vă spuneam, extinderea de la Qualys 1, care va cuprinde 277 de apartamente. Și așa cum vă spuneam, la fiecare proiect încercăm să venim cu ceva nou. Ca să vă dau un mic detaliu despre proiectul respectiv, acest proiect va avea o clădire de parcări care va uni două blocuri, da? Și clientul va putea să urce cu mașina la etajul unde are apartamentul, să parcheze mașina și de acolo să intre direct pe palier. Adică încercăm să aducem ceva nou în fiecare proiect. Acel proiect, extinderea de la Qualys 1, este un proiect cu o valoare de piață de 21 de milioane de euro, cu termen de finalizare până la sfârșitul anului 2023. Este destul de ambițios pentru noi, dar nouă ne plac proiectele, ne plac ambițiile și încercăm să le ducem la bun sfârșit. Legat de partea de finanțare, să spun așa. Noi vrem să intrăm pe piața de capital. Cum vrem să facem acest lucru? Noi am început, suntem în plin proces de atragerea unei finanțări de aproximativ 3 milioane de euro printr-un plasament privat prin emitere de obligațiuni. Din studiile pe care le-am făcut noi, companiile, nu numai în România, dar mai ales, se finanțează aproape exclusiv de pe piața bancară. Piața de capital
Este ceva ușor necunoscut pentru majoritatea antreprenorilor, pentru majoritatea companiilor și atunci evită să se ducă în direcția aceea. Noi considerăm că aceea va fi direcția în care vor merge companiile care vor avea succes în viitor. Și tocmai de aceea vrem să fim acolo. Am început împreună cu cei de la BRK Financial Group emisiunea de obligațiuni. Zicem noi cu o dobândă generoasă, o dobândă de 9% pe euro. Ne-am asumat acest lucru. Știm că nu este probabil cea mai mică dobândă, dar pe de altă parte mai știm un lucru foarte important. Din ce știu eu, mai este doar o companie din domeniul imobiliar care este prezentă pe acest segment. Deci, cel puțin pentru Brașov și pentru provincie, ar fi o premieră și noi vrem să fim acolo. Plus că asta ne va duce într-o direcție în care ne vom dezvolta mult mai mult și mult mai repede. Adică această finanțare vrem să o atragem pentru achiziția de noi terenuri, pentru că tot ce avem acum este deja planificat, dar trebuie să ne uităm un pic în viitor și să vedem cum putem să scalăm acest business. Ați fi zis că Brașovul, pentru că, ok, mai e o companie, dar vorbim de impact și vorbim de impact, exact. Și vorbim de București și vorbim de Greenfield și de Luxuria și de alte proiecte de alte dimensiuni. Da. Ați fi zis, în calitate de lider al Qualys, ați fi zis că există în Brașov piață pentru așa ceva? Adică acum 3 ani când ați început business-ul ăsta, sunt doar 3 ani, nu e deloc mult 3 ani, chiar nu e deloc mult, cel puțin imobiliare, ați fi zis că Brașovul poate să absoarbă genul de business pe care îl faceți cu sute de apartamente? Și sute de apartamente medium up, că medium dacă up. Ar fi, nu? Cam pe aici sunteți, pe la medium up. Nu vorbim de low market și de low budget. Nu numai că am zis, am fost convins și suntem convinși că asta am crezut că se va întâmpla și credem în continuare că se va întâmpla, pentru că Brașovul este un oraș care se va dezvolta foarte mult în următoarea perioadă și care s-a dezvoltat și în ultimii 3 ani. Așa pare, da. Să nu uităm că și pe partea de infrastructură sunt câteva proiecte care sunt deja în derulare și aici aș menționa aeroportul. Fapt care va atrage pe de o parte forță de muncă, pe de o parte va atrage și alte companii care vor investi în diverse sectoare din economie și practic asta înseamnă că sunt oameni care vor avea nevoie de o locuință. Noi am făcut deja și facem studii de piață și facem cercetări pe tema, pe criteriile pe care le au clienții când își aleg o locuință sau pe zonele de unde vin. Am observat că sunt clienți care practic se mută în Brașov, se mută cu totul, în sensul că se mută și cu job și cu familie și cu tot și evident că au nevoie de o locuință. Brașovul este un oraș care va absorbi mult mai multe proiecte de genul acesta și noi vrem să fim prezenți aici. Tocmai de aceea suntem în căutarea de terenuri și ce de zone? Oportunități. Ce zone vizați mai exact? Evident că acum ne uităm, ajungând deja la un fel de maturitate, ne uităm către zonele centrale. Pe de altă parte, Brașovul fiind un oraș preponderent industrial și în care s-au construit în ultimii 30 de ani, nu prea mai sunt foarte multe soluții. Sunt fostele platforme. Sunt fostele platforme industriale cam atât. La care ne uităm și noi. Pe de altă parte, noi considerăm că pentru a face un proiect pe măsura așteptărilor noastre, în primul rând, și ale clienților noștri, trebuie să fie terenuri oportune. Și când mă gândesc când spun acest lucru, mă gândesc în primul rând la suprafață, să fie o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați ca să poți dezvolta un proiect în adevăratul sens al cuvântului. Da, sunt și dezvoltatori care merg pe o anumită nișă de proiecte mai mici, de butic. Da. Dar noi ne uităm la proiecte în care să punem cel puțin 300 de apartamente. Și avem un plan, inclusiv prin atragerea finanțării din emisiunea de obligațiuni, un proiect cu o valoare de piață de 70 de milioane de euro.
Ceea ce ne va duce până la sfârșitul anului 2025 la proiecte în valoare de 100 de milioane de euro pentru Qualys Properties. Și poate pasul următor, firesc cumva ar veni, probabil listarea la bursă. Da, ne gândim și acolo. Eu mă gândesc acolo, dar haideți să mergem totuși cu pași mici. Da. Faptul că pandemia nu v-a oprit absolut deloc din pași e important. Ba, nu numai că nu v-a oprit, aveți dublu fuleu, ca să zic da. Așa. Acest lucru nu s-a întâmplat numai în cazul nostru. Trebuie să recunosc asta. Noi nici am fost nu putea să moară restul din... pieței exact. Și da, Qualys da. N-avea, evident. De ce s-a întâmplat asta? Și acest lucru l-am observat și la ceilalți și la alți dezvoltatori și l-am observat foarte important și la producătorii de materiale de construcții cu care noi lucrăm. Și din discuțiile cu ei, chiar asta am aflat. Pandemia, pe lângă, din păcate, foarte multe aspecte negative pe care le-a adus, dacă ar fi să găsesc o parte pozitivă, ar fi faptul că oamenii stând în casă și-au dat seama că totuși locuința pe care o au în momentul de față fie este prea mică. Așa e. Da. Să nu uităm că într-un studiu făcut la nivelul Uniunii Europene, România are... cea mai mică suprafață medie pe apartament. 40, nu știu. Exact, am da. Studiu, da. Și practic oamenii și-au dat seama că, pe de o parte, suprafața nu este suficientă. Haideți să luăm un exemplu așa, dacă și soțul și soția lucrează de acasă și copilul mai face și școală online într-un apartament cu două camere, e greu să cred că da, se da. Poate. Și acest lucru, plus faptul că stând acasă atâtea luni, ne-am dat seama că poate peretele nu-i bine, poate mobila nu e cum trebuie și asta i-a făcut pe oameni să își regândească un pic tot ce ține de spațiul locativ. Da? Un alt exemplu foarte, foarte interesant este că în piețele vestice apartamentele se calculează număr de dormitoare. Așa e. Da. Two așa bedroom, three bedroom. Așa este. Doar la noi un apartament da, da. Cu trei camere este cel care are două dormitoare. Aici va trebui să mai treacă o perioadă până să mai lucrăm un pic la mentalitate, poate și la legislație, pentru că și acolo trebuie schimbat un pic în legea locuinței, pentru că așa degeaba am face doar noi chestia asta, dacă nu am fi, dacă ne-am duce împotriva curentului, ne-ar afecta. Dar, concluzionând, eu zic că dacă e să vedem o parte pozitivă în pandemie, este faptul că ne-am dat seama cât de important este spațiul locativ și ne-am dat seama că este important și când alegem să cumpărăm o locuință să ne uităm foarte bine. Și aici este partea interesantă. Am observat anul trecut că oamenii ne-au întrebat, au fost foarte curioși dacă înainte nu era o condiție să știe ce tip de materiale folosim, ce tip de cărămidă folosim, ce tip de centrală avem. Acum a fost foarte curios să afle asta. Nu ne-a deranjat pentru că asta e un avantaj pentru noi. Cum vă spuneam la început, calitatea materialului de construcție și calitatea construcției pentru noi este primordială și atunci pentru noi, practic, întrebările clienților s-au transformat într-un avantaj competitiv. Da. Știm că urmează să dezvoltați un nou proiect în toamna acestui an. Ce concept vă gândiți să aduceți și cum îl vedeți acest proiect? Ne gândim la un proiect pentru toamna acestui an. Este un proiect la care lucrăm. Este un proiect în care vrem să aducem, cum spuneam, ceva nou. Ce pot să vă dau ca doar un ce puteți. Spun... Doar ce puteți. Da, aș prefera să nu la momentul lansării mult. Să fie, da, să fie okay. O surpriză. Dar ce pot să vă spun este că ne uităm foarte mult la cum evoluează piața imobiliară din țările dezvoltate, ce facilități oferă proiectele din țările vestice. Și cred că accentul în viitoarele, cu siguranță în viitoarele noastre proiecte se va pune pe ideea de comunitate, pe ideea de,
de a crea un loc în care să te simți mai mult decât, să fie mai mult decât un apartament, să fie o zonă, să creăm zone de relaxare, practic să fim și gradul de confort să fie la un nivel ridicat. Ce vă pot spune este că tocmai ce am luat decizia ca de la următoarele proiecte să includem încălzirea în pardoseală ca opțiune, să nu mai fie opțiune, ci să fie standard. Chiar dacă până acum, să spun, era o opțiune și oamenii erau oarecum reticenți, cred eu că la momentul în care vom finaliza următoarele proiecte, deja nu va mai fi o... Domnule Țigău, Brașov vă și ajută și prin poziție, pentru că e centrul țării, da? Dacă tragi două diagonale pe acolo, trec cumva, cel mai aproape de un oraș mare fiind, e cam centrul țării, vă ajută și pentru că, uite, de exemplu, spre deosebire de București, unde chestia cu priveliștea cam cade din start la 99% din ansambluri, că nu ai ce să vezi, în Brașov o cam ai în standard, cum bine ziceați, cu încălzirea. Da. În Brașov priveliștea e cam în standard, că tâmpa o vezi cam de oriunde, Poiana Brașov e la foarte puțin kilometri, bine, că nu se blochează drumul. Dar, adică aveți, ca și piața aveți niște strengths-uri, ca să o luăm pe analiza SWOT așa. Da, însă nu trebuie să ne bazăm doar pe asta, adică într-adevăr Brașovul are anumite avantaje, să nu uităm că este probabil cel mai vizitat oraș din România. Toată lumea cu care vorbesc când spune, wow, stai la Brașov, ce fain, e super fain orașul, îmi place să vin, bun, de ce nu te muți aici, de ce nu-ți cumperi o locuință? Și de aceea le-a spus, da, uite, chiar m-am gândit, chiar povesteam cu câțiva prieteni din București care se gândesc foarte serios să-și investească banii la Brașov. Dar nu la să Brașov. Se relocheze, doar să-și ia un să se relocheze. Asta nu să spun. Faptul că este un oraș turistic, că atrage foarte mulți turiști, creează anumite avantaje. Dar, pe de altă parte, cred că se mai pot face multe lucruri legate chiar și de infrastructură, și aici mă refer la o autostradă, chiar și de, nu știu, să mai creștem un pic centrul universitar, pentru că toate acestea adunate aduc doar beneficii mediului economic din Brașov, beneficii de care se bucură toți, inclusiv dezvoltatorii imobiliari. Doamna Zucan, ultima întrebare scurtă. Așa. Apropo de mulți turiști, voiam să vă întreb, sunt mulți investitori care vin să cumpere apartamente în Brașov pentru a le închiria? Da, este un segment, este un trend pe care l-am observat. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, fiind un oraș turistic, s-a creat și o piață a locuințelor care se închiriază pe termen scurt. Corect. Sau scurt și mediu, pentru cei care sunt în tranzit, pentru cei care vin pentru turismul de weekend, fapt care ne aduce și nouă clienți care investesc. Avem clienți care au cumpărat chiar și 5 apartamente în același complex la noi pentru închiriere. Pe de altă parte, dacă vorbim de o investiție într-un apartament la Qualis, spre exemplu, partea din venituri este dată atât de veniturile din chirie, cât și de creșterea procentuală a valorii imobilului. Corect. Într-un decurs de un an, doi, yield-ul. Astfel încât yield-ul, yield-ul. Exact. Asta da. E ideea. Și atunci noi vindem apartamentele doar în fază de proiect. Corect. În principiu, ca să vă faceți o idee, noi mai avem acum apartamente cu finalizare anul viitor. Iulie 2022. 22 și decembrie 2022. Așa este. Fapt care nu-i deranjează pe investitori, pentru că își asumă faptul că, într-adevăr, au o perioadă în care nu primesc o chirie pentru apartamentul respectiv. Adică dacă ar avea de ales între un apartament gata, făcut, și unul în fază de proiect, pe de altă parte, prețul de revânzare Corect. După aceea va fi mult mai mare. Cer scuze că trebuie să vă întrerup, nemilosul timp. Alături de mine, Dragoș Țigău, director general Qualis Property SA, și Diana Zuican, project manager Investing Property. Mulțumesc mult pentru prezență, succes. Mulțumesc. Și un an nou. Vă mulțumesc așa cum și eu pentru invitație. Mulțumim mai și bine. Noi.